Hai noroc și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Dar asta voi continua cu seria mea de GTA Vice City Stories. Și da, o să continui de unde am rămas, asta e și logic, de ce hai să începem. I've been thinking over what you said about me and the baby being better off without Marty, and I've got a plan. Why don't you take over Marty's business? I'm no gang boss. No, but you could be. Come on, we both need the cash, honey. Ok, din câteva cuvinte ne-a convins asta să încercăm să-i luăm afacerea lui Marty. Că da, dacă tot l-am omorât, să-i preluăm, nu-i gașca repede. Ok, am ajuns la destinație și va trebui să recrutăm doi băieți. Chestia cu recrutatul este exact la fel ca în San Andreas. Pui ținta pe ei și apeși pe un buton. Gata. Și acum mergem repede la destinație. Ok, asta este una dintre afacerile lui Marty. Ok, lui se va duce... lui se va duce la alți băieți și o să ia cealaltă afacere a lui Marty. Cât timp noi îi rupem pe băieții ăștia de aici. Așa. Această locație a fost preluată de noi, a fost doar câțiva proști. Ok, și am ajuns la lanțul de protecție al lui Marty, cealaltă afacere. Lui cred că s-a la afacerea de prostituție. Așa, ia în gamru pe băieți și, precum știți, când preluăm afacere trebuie să intrăm și înăuntru și să-i distrugem chestiile dinăuntru ce au ei aici. Și desigur să-i omorâm pe ei, dar momentan cred că n-avem nimic de... că practic nu cumpărăm, luăm direct. Și nu stricăm nimic. Vic, the whole damn caboodle's yours. Yeah, but I don't know how to run this kind of thing. Marty could do it and he was nearly inbred. You'll pick it up. You're amazing. You can do anything. Hey, boss, this a full-time position? Yeah. Yeah, it is. Everything's gonna be just fine. Ok, primim un mesaj la aeroport. Spune că avem un vizitator ce ne așteaptă acolo și să avem o zi bună, ok. Ok, și am ajuns la aeroport, hai să vedem cine este acest vizitator, frate. Lance, hey, what are you doing here? You don't sound so pleased. I'm not so pleased. Thanks, bro. Who was you expecting? What a greeting, man. Not you. Someone useful. So what am I? A handicap, huh? Your dumbass, low life, no good brother? Something like that. Yeah, well, I'm not the one who got kicked out of the army. No, you're the asshole who got kicked out of the Boy Scouts. Oh, come on, man. I come all this way to see you and you treat me like I got herpes. Maybe that's because your whole life you've gotten us into trouble. Oh, give me a break, man. I've changed. Okay, I'll give you a chance. One chance. Oh, yeah, yeah. Hey, come here, man. You won't regret it, baby. I love you, man. And love can change the world. But Vic, what? I have got herpes. Get off me, man. Just get in the damn car. Naku! All the cholos have been looking for you, Mr. Big Shot. What do you want with me? I'm not talking to you. I'm talking to him. You kill plenty cholos, now we kill you plenty. Ok, am făcut de căcat cu cholos și mă vor mort. Și asta nu-i bine. Majoritatea o să fie un timelapse. Doar că nu o să vorbească ăștia. Când vor vorbi ăștia. Nu va fi timelapse. Hey, watch the road. Oh, shit! I'm just too pretty to die. Do you have any friends in this town? Shit!
Oricum, la rampa asta se termină tot. Îmi place cum îi bag ăla cu picioarele. You're never driving again. I had it with you, man. You put me off. You always treat me like a kid. Ah, așa, acum trebuie să-l ducem pe idiotul ăsta de lens la hotelul la care s-a cazat. Hai să vedem la ce hotel s-a cazat, adică, din câte știu eu, familia lui Vic, din câte a spus el, sunt cam săraci ăștia, așa că hai să vedem ce dăpărătură a ajuns ăsta. Impressive! This place ain't cheap! I wouldn't know! I told them to bill you! Am înțeles. Umberto, mesaj la Umberto. Deci acum, deci noi, deci tu conduci gașca lui Marte acum, trebuie să vorbim. Ok. Uite că vă arăt pe episod, este aici proprietate gratis. Gratis, doamne. Proprietate ce nu este luată de băieți, așa că o cumpăr repede. Și mi-a deblocat și un outfit pe care o să vi-l arăt la finalul episodului, dacă nu uit. Hey, Louise, it's me! Thank God you're here. I just heard your cat house is going up in flames. Are the girls okay? Did Marty's inbred family do this? I'll be right down. Did you call the fire department? Don't worry. I know where we can get a fire truck. Ok, se pare că familia lui Marty mi-a dat foc la afacerea de prostituție, așa că ar trebui să luăm repede acest fire truck. Și să mergem frumos să sting focul înainte să moară femeile mele dragi și scumpe. Ok, se pare că vârstul lui Marty mi-a dat foc la afacere și acum o să mă răzbun și eu pe el, frumos. Și da, aia a fost și cu domnul vârstul lui Marty. Avem un mesaj la mătușa Enid, spune că a auzit că avem o fată. Adică gagică. Să nu dăm banii, să nu dăm banii pe ea. Avem obligații de familie, am înțeles. Și acesta e outfit-ul pe care l-am deblocat când am cumpărat acel high roller la Shark, Lone Shark, afacerea de cămătar, cum s-ar traduce. Și da, bă, cam asta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Cât de curând va trebui să fac un live cu cum iau toate afacerile și le fac high roller, nu cam toate, stai așa, în afară de astea de bikeri. Deci ăsta e gri, nu o să le iau, nu mă ating de ele. Dar în rest, tot ce cu verde, roșu și galben, o să fie toate albastre. Dar acestea gri, nu mă ating de ele încă, fiindcă o să am mari probleme cu ăștia, pentru că nu voi putea lua acest site de aici. Pentru că ăsta este pentru misiune, exact, pentru misiune și n-a... Deci ajung la misiunea aia și după ce fac misiunea aia, cred că fac chiar un live când mă ocup de astea alte. Eu am fost Claudiu și vă salut. Asta a fost tot.